Vremea caldă din ultimele zile i-a determinat pe reprezentanții Ecoterm să sisteze agentul termic către populație. Astfel, făgărășenii au rămas de 3 zile fără căldură în calorifere. Excepție fac spitalul, grădinițele și școlile din municipiu, unde lucrătorii regiei de termoficare au hotărât să nu oprească deocamdată căldura. Decizia de sistare a agentului termic către populație a venit ca urmare a încălzirii vremii, dar și pentru a se face economie. Tocmai de aceea, reprezentanții Ecoterm au hotărât să oprească căldura din calorifere. Doar instituțiile cu regim special mai primesc încă agent termic. Noi am luat decizia de a opri de 3 zile furnizarea agentului termic către populație. Mai furnizăm agent termic la spitale, școli, grădinițe care mai au program, deci punctele mai sensibile din oraș. În momentul în care nu se va mai dori și temperatura exterioară va crește suficient de mult și se vor ajunge la concluzia că nu mai este necesară căldură în aceste puncte de consum, grădinițe, spitale, ni se va comunica să întrerupem furnizarea agentului termic. Făgărășenii văd cu ochi buni această hotărâre, mai ales pentru că în acest mod pot face și ei, la rândul lor, economie. Unii spun că și-au închis repartitoarele încă de acum câteva săptămâni pentru a nu plăti mult la Ecoterm. Cred că este un lucru bun, acum mai economisim din cheltuieli, mai stăm mai la răcoare. Normal că e bine, în afară de asta, faptul că ne mai ia de pomană la ceilalți o grămadă de bani, chiar că e bine, nu? Plătim mai mult ca o centrală care să pune în apartamente. De ce să plătească populația directori, contabili, paznici și atâta personal? Nu-i convenabil. Foarte bine, că și noi am oprit gazul, că avem centrală. Noi avem centrală, stăm și noi. Foarte bine. Noi zicem că de ce să consume gazul degeaba când oamenii tot așa opresc cu repartitoarele? Prea puțin care îi dau drumul. Dacă e afară frig, atunci așa n-au decât să le dea înapoi drumul. Caloriferele oamenilor vor fi din nou calde doar din luna octombrie acestui an.